Lenuța Buruian a avut un concurs excelent la Naționalele de Junior 1 de la Pitești, iar la disc a reușit o performanță de 51 de metri și 68 de centimetri, un nou record personal. La greutate, eleva antrenorului Dan Cojocaru a aruncat 15 metri și 16 centimetri, rezultat care i-a dus în final tot prima poziție și implicit titlul național. Din păcate, a fost ultimul campionat național de juniori 1. Am reușit să îmi fac un personal best la 51 și 68 centimetri, performanță foarte bună la juniori 1. La greutate am câștigat titlul, performanța a fost onorabilă, adică se putea mai bine, dar am o problemă cu mâna și nu am putut arunca foarte bine. Da. Ca și concurența, adversarele ți-au pus probleme? Ai simțit vreun moment în timpul concursului că te poate întrece cineva? Nu, nici nu se pune problema, mai ales la junior, nu se pune problema de această situație. E prima dată când arunci într-un concurs oficial în carieră peste 50 de metri. Ce înseamnă acest rezultat? Da, e prima dată când depășesc barema de 50 de metri. Înseamnă foarte mult pentru mine, înseamnă o nouă viziune spre sport, o nouă cale, pot să zic, spre mare performanță și un nou început, de ce nu? La Naționalele de Junior 1 de la Pitești, Diana Țigănașu a reușit să cucerească medalia de bronz în proba de aruncare a discului după ce a reușit o performanță de 43 de metri și 27 de centimetri. Rezultatul sportivei petrene este unul excepțional în condițiile în care ea are doar 15 ani și este încă junioară 3. Medalia de bronz de la Naționale a surprins-o și pe Lenuța Buruiană, care a apreciat concursul colegei sale de la club. E un rezultat foarte bun. Diana Țigănașu arunca foarte bine, foarte bine. Ea a reușit să o bată pe juniorul 1, care avea peste ea. S-a mobilizat foarte bine și a făcut un concurs foarte bun.